Este o atmosferă bună, venim după un rezultat bun, suntem conștienți că au fost și neajunsuri și aici mă refer în special la repriza a doua, și însă sperăm ca până la ora jocului să eliminăm aceste greșeli care au apărut chiar și în jocurile de pregătire, numai în jocul de la Timișoara, în așa fel încât să putem să ne asigurăm victoria. Suntem conștienți că este un joc dificil, este și primul joc pe teren propriu și asta, să spunem că vine cu o încărcătură în plus emoțională, însă, repet, sperăm ca jocul să fie peste ceea ce am realizat la Timișoara și rezultatul, care este foarte important. Meciul cu CS Balotești va fi primul oficial pentru Chindia pe teren propriu după aproape 3 luni. Oficialii clubului își doresc o asistență cât mai ridicată și le promit fanilor că echipa va da totul pentru victorie. În prima rundă a campionatului, Chindia a câștigat la Timișoara 4-3 cu Poli. Îi așteptăm un număr cât mai mare la stadion. Îi asigurăm că noi facem tot ce ne stă în putință pentru a avea un sezon cel puțin la fel de bun ca cel de anul trecut și sperăm în același timp ca jocul de sâmbătă să le aducem prima bucurie în plan sportiv.